Măcar să ne pozăm cu trofeul Champions League dacă nu ne putem bucura de câștigarea acestuia pe terenul de fotbal. Cupa a fost adusă astăzi la Iași de Miodrag Belodedici, ambasadorul UEFA. Trofeul Ligii Campionilor poate fi văzut alături de alte exponate într-un muzeu mobil al fotbalului internațional până la ora 20 în fața Palatului Culturii din Iași. Este pentru prima oară când cupa ajunge la Iași în cadrul unui turneu, fapt care a stârnit interesul microbiștilor ieșeni. Sunt mare microbist și am venit tocmai de la Pașcani pentru Belo și pentru Machelele, dar ținând cont că na, asta e, n-a putut să vină. Foarte interesant. Și jocul de fotbal? Așa. Păi nu, am venit pentru el, că el e micul fotbalist al familiei. Cum te cheamă? Costin Eusebio. Costin Eusebio. Și ce ai văzut înăuntru? De ce ai venit aici? Ca să văd trofeul. Cupa a fost adusă de ambasadorul UEFA Miodrag Belodedici. El este singurul român care a câștigat trofeul UEFA Champions League de două ori, în sezonul 1985-1986 cu Steaua București și în sezonul 1990-1991 cu Steaua Roșie Belgrad. Din păcate, cluburile noastre de prima divizie se gândesc foarte mult la câștig și se gândesc la performanță rapidă și să scoată cât mai mulți bani. Bun. Și nu se gândesc la copii. Și anii trec și o să ne trezim că nu avem națională și o să trebuiască să facem selecție la niște copii cât de cât talentați, după aceea să râdem de ei că nu știu să joace așa. Și e vina noastră. Este a treia oară când ajungem în România, e prima oară când suntem în această parte a țării. La primele două ediții am ales partea de vest, era cumva o intrare firească pentru că eram în continuare altor țări, Ungaria, Italia, Austria, Germania. Până în prezent, turneul a trecut prin 37 de orașe din 16 țări europene. Cupa a fost admirată de peste 600.000 de fani. S-au făcut peste 190.000 de poze cu trofeul UEFA Champions League.